Salut prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre Ronnie Coleman. Acest individ a fost de 8 ori Mr. Olympia, ceea ce este un rezultat incredibil, este de respectat pentru acest lucru. Să vedem câteva date despre el. Are 1,80, cântărește în jur de 135 de kg, de fapt cântărea în momentul în care concura, deoarece acum este destul de bătrân. În extrasezon avea cam 150 de kg și s-a născut în 1964. Să vedem niște poze cu el. Aceasta este din 1998, prima dată când a câștigat un titlu de Mr. Olympia. Desigur, a mai câștigat și alte concursuri înainte. Vedeți, era mai estetic decât în momentul actual, de fapt, decât în perioada de final a carierei. Deși a fost și mai estetic în trecut. Să văd dacă găsesc o poză cu el din 89. Uitați, aici este mai înainte de, nu știu exact anul, în schimb este înainte de a câștiga vreun titlu de Mr. Olympia. Era destul de mare, în schimb era încă normal, să zicem așa. Aceasta este tot din 98. Omul a fost mare. În trecut a mers mai mult pe estetic, apoi după ce a venit Dorian Yates și a câștigat Mr. Olympia, s-a hotărât că trebuie să pună ceva masă pe el. Uitați aici, este o poză comparativă cu Dorian Yates, în momentul în care Dorian Yates a câștigat titlul de Mr. Olympia și cu un Ronnie Coleman mai actual, după 2003. Este de reținut că acest om a avut câteva operații destul de importante la genunchi, și-a schimbat șoldul, a trecut prin foarte multe. În schimb, este foarte, foarte puternic. De fapt, a fost. Vorbesc mai mult la trecut, deoarece în momentul acesta s-a retras, tot se antrenează, are o linie de suplimente pe care se bazează și doar se antrenează pentru sănătate și pentru propriul lui interes, nu mai vrea să mai concureze. Aveți aici o poză când face genoflexiuni cu, cred că, 1 miliard de kilograme, deoarece are toate plăcile din sală, toate discurile. Nu știa să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a câte 20 de kilograme, 180, și cu 180 are câteva kilograme pe umeri, da? Greutatea la pasă pe umeri. A fost renumit pentru câteva replici, cum ar fi lightweight. Dacă vă veți uita la videouri cu el, veți vedea că strigă anumite replici în momentul în care ridică ceva greutăți, după cum vedeți și la piept. Era foarte puternic ca și culturist. O poză mai recentă, după cum vedeți, partea de mijloc, ne referim la abdomen, nu este chiar estetică. Eu personal prefer genul mai estetic, cum este Cedric McMillan sau Sean Roden sau, mă rog, tipii și băieții de pe la Men's Physique. Aici avem o poză cu el și cu Jay Cutler. Jay Cutler a ieșit pe locul 2 timp de câțiva ani în spatele lui Ronnie Coleman, apoi a câștigat și el 4 titluri de Mr. Olympia. În această poză arată gigantic, prieteni, deci uitați-vă, acel mai eu arată ca niște bikini puși greșit. Deci este gigantic. Un lucru interesant, a făcut toată cariera de culturist, de fapt a trecut prin toată această carieră de culturist ca și polițist full-time, da? A fost polițist întreaga lui viață, da? A fost polițist cu normă întreagă. Foarte interesant, am văzut un reportaj cu el în care spunea că în momentul în care se ducea la fața locului, în un caz de scandal sau de ceva, lumea se liniștea instant, spunând, prietene, tu ești mare, mai bine ne liniștim. Și așa este. Eu dacă aș avea la mine în cartier un polițist de genul acesta, m-aș simți în siguranță. Deci nici n-aș mai suna la 112, l-aș suna direct pe el. Ar fi mult mai util. Aici, din nou, în uniforma de polițist și în partea de jos, în jumate de uniformă de polițist, vedem niște picioare imense, vascularizate,
Practic, el a fost renumit pentru masa musculară impresionantă, pentru cantitatea de masă musculară, era foarte, foarte mare. Avea spatele, era unul din punctele lui tari, și picioarele, avea niște picioare foarte, foarte mari. Pe finalul carierei a început să se deformeze, să zic așa, în opinia mea, nu mai era atât de plăcut vizual precum era mai de mult. Știu că această emisiune este despre natural sau nu, dar pentru mine răspunsul este destul de evident. Și dacă știți un lucru sau două despre culturism, fitness și așa mai departe, ar trebui să fie evident și pentru voi. În schimb, totuși, m-ați întrebat ce părere am despre acest personaj și mai mult am vrut să vorbesc despre el, despre ce a realizat, despre cum a decurs cariera lui. Este foarte clar că a consumat steroizi ca 99,9% din culturiștii profesioniști. Deci toți care ajung la un anumit nivel sunt nevoiți să consume aceste substanțe. Practic, oamenii vor să consume aceste substanțe, deoarece nu poți vedea, nu știu, un concurs în care vin oameni care arată la fel timp de 50 de ani. A trebuit să fie o schimbare și se pare că schimbarea s-a îndreptat către dimensiune, nu neapărat către mai estetic sau în fine. Ideea este că în momentul actual culturismul a ajuns la o lipsă de estetică în opinia publicului, deoarece ei între ei se iubesc. În schimb, dacă te uiți din exterior, foarte puțini ar vrea să arate exact așa. Uitați din nou în poza aceasta, nu este chiar corpul pe care ți l-ai dori pe plajă. Asta am spus și într-un video mai de mult, când am vorbit despre culturiștii însărcinați, că în trecut corpul, cum era Arnold, cum era Frank Zane, Franco Colombo, și așa mai departe, erau dorite, dar erau corpuri dorite de toată lumea. Când îl vedeai, vroiai și tu să arăți așa. Deci concluzia este, am spus-o deja, este foarte clar că folosește, de fapt că a folosit steroizi. În momentul actual, nu știu, probabil a redus din ei, deoarece culturiștii de genul acesta, la nivel foarte înalt, nu doar că folosesc steroizi, folosesc cantități mari de steroizi, probabil a mai redus din cantități, deoarece după o vârstă toată lumea este interesată mai mult de sănătate și de longevitate. De ce să mai arăți ca un perete la 50-60 de ani și să riști să mori de pe o zi pe alta, de la o zi la alta, de fapt. Nu are niciun sens. Ca și un rezumat, acest personaj, Ronnie Coleman, este de admirat pentru ce a realizat, fie că îți place, fie că nu, corpul lui, asta nu prea contează, este de admirat devotamentul și munca pe care a depus-o în acest sport și a dedicat practic viața acestui sport. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, subscribe, intrați pe site, veți avea link în descriere și ne vedem la episodul următor. Pa!